Stimați reprezentanții mass media, vă mulțumesc că ați găsit timp și ați dat curs invitației noastre de a participa la acest briefing de presă, anunțat într-un timp foarte scurt. În ultimele luni observăm o intensificare a atacurilor informaționale și o creștere a riscurilor asupra securității naționale, acestea având o creștere exponențială, în special în perioada electorală. Deținem informații operativă, dar și probe, că Federația Rusă influențează alegerile locale din 5 noiembrie și subminează procesul democratic din țara noastră. Acest lucru se întâmplă prin câteva metode ce implică finanțarea ilegală a campaniilor electorale, cumpărarea de voturi și coruperea candidaților, dar și prin campanii de dezinformare bine puse la punct prin intermediul anumitor posturi TV, site-uri și rețele de socializare. Cele menționate fac parte din arsenalul războiului hibrid dus de Rusia împotriva țării noastre. În acest context, astăzi, am propus CSE să sisteze pe durata stării de urgență licențele a 6 posturi TV, și anume Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. Activitatea acestor posturi se realizează cu multiple încălcări ale legislației constatate de către CEA, dar și în baza informațiilor deținute de serviciu și reprezintă un pericol la adresa securității informaționale. Aceste posturi promovează constant narrative manipulatoare, care alături de agresiunea informațională promovată de factorul extern, generează o sursă suplimentară de instabilitate în vecinătatea Ucrainei, a NATO și a UE. Politica editorială a acestor posturi este orientată spre lansarea unei campanii informaționale de dezinformare în interesul persoanelor fizice sau juridice incluse în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, precum și grupul criminal Shore, în același timp pentru exercitarea influenței hibride externe din partea actorului statal Federația Rusă, destabilizarea ordinii constituționale la comanda persoanelor supuse sancțiunilor internaționale, discreditarea cursului politic extern a Republicii Moldova cu promovarea narativelor geopolitice în favoarea altui stat străin, implicarea în activități de alterare a conținutului informațiilor difuzate în spațiu public. Argumentele care au stat la baza propunerii noastre sunt următoarele. Prin dispoziția CSE numărul 54 din 16 decembrie 2022, în scop asigurării securității informaționale a Republicii Moldova, a fost sistată licența de emisie a mai multor posturi TV. Totuși, beneficiarii efectivi acestora au recurs la o tactică de eludare a dispozițiilor respective și au migrat conținutul pe alte posturi TV. Spre exemplu, conținutul media posturilor de televiziune TV6 și primul în Moldova, emisia cărora a fost sistată prin dispoziția CSE din numărul 54 din 16 decembrie 2022, au migrat către Orizont TV și ITV. Totodată a fost fixat faptul migrării întregului aparat logistic. În acest context au fost fixate acțiuni concertate între gruparea criminală Shor și holdingul mediatic gestionat de gruparea Plahotniuc. Astfel, pe parcursul ultimilor luni, au fost fixate acțiuni constante de fortificare financiară, în special pe durata campaniei electorale, a posturilor de televiziune Prime și Publica TV, administrate de compania General Media Corp SRL și Canal 2 și Canal 3, administrate de SRL Telestar Media, firme direct și indirect controlate de Vladimir Plahotniuc, pentru a fi adaptată la politica editorială ProShor. De asemenea, anterior și Consiliul Audiovizualului a informat despre mai multe încălcări admise de acestea și aplicarea mai multor sancțiuni. Conform sesizărilor Consiliului Audiovizualului adresate SIS în cadrul ședinței CEA din 28 iulie 2023, în rezultatul verificării respectării concepției generale a serviciului de programe, prevăzut în conținutul licenței de emisie eliberat Arhidoc Group SRL, deținător de licență pentru Orizont TV, a identificat anumite circunstanțe de natură să trezească bănuieli rezonabile privind finanțarea agentului economic menționat din surse cu origine obscură și existența unor legături ale acestuia cu servicii de televiziune, licență cărora a fost suspendată prin dispoziția din 2022. În acest context, Orizont TV a prezentat mai multe contracte de autor cu prezentatori și un contract de prestare servicii cu Media Resurse SRL, care prevede locațiunea studioului și echipamentului tehnic, prestare serviciilor de transport, editare video și publicitate pe paginile web, circunstanțe care denotă existența unei legături strânse între cei doi agenți economici. Orizont TV a fost amendat de către Consiliul Audiovizualului la ședința din 8 septembrie 2023 cu 11 amenzi, pentru că a difuzat publicitate cu conținut ascuns în favoarea lui Ilan Șor, precum și difuzarea comunicării comerciale cu conținut mascat în buletinele de știri și în alte materiale realizate. Ulterior, în ședința din 22 septembrie 2023 a Consiliului Audiovizualului, același post de televiziune a fost sancționat pentru că a prezentat informații neverificate în știri și nu a dat rectificări despre subiectele difuzate.
Totodată, postul a primit avertizarea publică, deoarece nu a asigurat exactitatea, corectitudinea și echilibrul diferitor opinii în reflectarea desemnării noi componențe a Comitetului Executiv al UTA Găgăuzea. Postul ITV a fost amendat în ședință din 13 octombrie 2023 a Consiliului Audiovizualului pentru că nu și-a respectat propria concepție de programe aprobată în august 2023. ITV a difuzat 9,45% din programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova, în timp ce furnizorul s-a angajat să nu dea astfel de conținut, indicând 0% în concepție. În această categorie a fost inclus și content realizat și difuzat de la un producător din Federația Rusă. Posturile de televiziune Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3 au fost sancționate cu amenzi pentru că nu au reflectat campania electorală, pentru că au reflectat campania electorală, deși au notificat cea despre faptul că nu o vor face. Astfel, acestea, în principalele buletine de știri în limba română, au difuzat 9 subiecte electorale identice, încadrate în rubrica Alegeri locale generale 2023 despre mai mulți candidați. Ori potrivit articolului punctului 31.1 de regulament privind reflectarea alegerilor de către instituțiile media aprobate de Comisia Electorală Centrală, furnizorii de servicii media care au notificat CEA că nu participă la reflectarea alegerilor nu o pot face. Totodată, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3 au primit circa 20 de sancțiuni de la Consiliul Audiovizualului în luna august 2023 pentru nerespectarea prevederilor privind programele locale. Suplimentar, avem indicatori privind finanțarea tenembră a posturilor Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3. Informațiile operative colectate în ultimele 6 luni au conturat perspective de revitalizare a activului mediatic gestionat de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a posturilor de televiziune menționate, cu indicatori pertinenți de operare în tandem cu Ilan Șor. La capitolul finanțare posturilor de televiziune urmau să opereze cu resurse financiare provenite din scheme tenebre, inclusiv cu utilizarea cartelilor People, dar și în baza unor parteneriate de colaborare cu persoane incluse în listele de sancțiuni internaționale. Conform datelor, contractele de muncă au fost discutate cu fiecare jurnalist în mod separat, sume vehiculate țineau de un salariu oficial de la 6 la 10 mii de lei, iar restul sumei urmea să fie achitat în forma unor premii bănești oferite în plic, astfel încât să nu fie arătată suma exactă a salarizării. La capitolul financiar pentru relansarea canalelor de televiziune, datele operative indică asupra faptului că noua conducere a posturilor vizate susține că au fost identificați o serie de investitori din alte state care sunt dispuși să investească în proiecte medii din Republica Moldova. SIS este în proces de identificare a acestor presupuși finanțatori. Totodată, constatăm că persoanele fizice și juridice care se evidențiază în calitate de beneficiare posturilor de televiziune menționate sunt firme direct și indirect controlate de cetățeanul Vladimir Plahotniuc și sunt incluse cu persoane în listă de sancțiuni internaționale prevăzute de anexa numărul 1 la dispoziția Comisiei pentru situații excepționale numărul 45 din 2022. Un alt subiect ce ține de asigurarea securității informaționale ține și de domeniul online. În conformitate cu dispoziția CSE, Serviciul de Informație și Securitate analizează reflectarea informației de către portalurile web, iar în cazul constatării acțiunilor ce se încadrează în criteriile stabilite de CSE, este emis un ordin privind blocarea resurselor web. Astfel, astăzi a fost semnat un ordin prin care vor fi blocate un număr de 31 de portaluri web, dintre care 21 sunt direct gestionate de către Federația Rusă. Stimați colegi, este evident că există un semn de egalitate între gruparea criminală Plahotniuc și gruparea criminală Șor în spațiul mediatic național. Acțiunile acestora sunt în tandem cu întregul arsenal hibrid al Federației Rusiei îndreptat împotriva Republicii Moldova, iar prin dispoziția CSE de azi, statul protejează spațiul nostru informațional. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi reușită. La revedere!